înseamnă conducere în regim prioritar și dacă te deplasezi în misiune polițienească sau în misiune de urgență, are obligația cel care conduce o mașină a poliției, are obligația să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională, nu și de răspunderea penală. Am făcut această precizare ca să nu mai avem discuții că dacă ar fi fost într-o misiune de urgență, nu avea obligația să fie atent la pietonii care traversează petrecerea de pietoni. Este foarte important să vă spunem ce măsuri am luat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în aceste zile. Am decis să reanalizăm la nivelul Ministerului Afacerilor Interne procesul de recrutare din surse externe. Pe cât de necesar, pe atât de riscant în unele situații. Și o să vă prezint, după ce finalizez prima intervenție, o să vă prezint cifrele să vedeți care este an de an deficitul de resursă umană, diferența între cei care pleacă din sistem și cei care vin, respectiv cifra de școlarizare. Suntem obligați să recurgem la această procedură de selecție, de recrutare din surse externe pentru a acoperi acest deficit de personal uriaș în Ministerul Afacerilor Interne. Aproape 30.000 de funcții. De asemenea, vom pune accent în continuare pe componenta de recrutare de specialiști în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în acțiunile de recrutare din sursă externă. Și o să vă prezint din cei recrutați, spre exemplu, anul trecut, cât au mers spre ordine publică și câți specialiști pe fiecare domeniu în parte am recrutat anul trecut, din cei aproape 3.000 deja încadrați. Este de asemenea necesar să creștem cifra de școlarizare, atât în școlile post-liceale, de pregătire a agenților, cât și la Academie, lucru care s-a întâmplat anul trecut. Avem o cifră de școlarizare cea mai mare în anul 2022 din ultimii 5-6 ani de zile. În al treilea rând, dincolo de pregătirea din școală, dincolo de pregătirea în cele câteva luni după recrutarea din surse externe, considerăm că este extrem de important procesul de pregătire continuă a angajaților din Ministerul Afacerilor Interne, la toate structurile, nu doar la cele de ordine publică. Și acest lucru l-am făcut și anul trecut și îl vom face și în anul 2022. Așa cum știți și am mai comunicat pe această temă, Ministerul Afacerilor Interne a identificat o serie de măsuri, de modificări, de probleme pe care noi trebuie să le gestionăm în legislația rutieră. Și de aceea, și pe această cale, fac un apel la întreaga clasă politică să ne susțină în Parlament în demersul nostru de a modifica, de a moderniza legislația rutieră în România, cu tot ce înseamnă responsabilități, sancțiuni și termene. În ceea ce privește tragedia, pentru că un om a murit, și vorbim de o tragedie, săptămâna trecută în orașul Bolintin Vale. Această tragedie a scos la iveală încă o dată putregaiul unui sistem care s-a degradat
de la an la an în ultimii 30 de ani. Resurse umane insuficiente, câteodată s-a dovedit slab pregătite, câteodată în cârdășie cu puterea politică locală și câteodată în cârdășie cu infractorii de la nivel local. Volentin Vale, o comunitate cu aproape 15.000 de locuitori, la ultimul recensământ, aproximativ 15% din populație activă. Avem sute de comunități în România din această categorie, să spun, în care din 15-20.000 de locuitori, 2.000-3.000 reprezintă populația activă. Ceilalți nu sunt nici șomeri, nici nu înregistrează alte venituri. Și ne punem întrebarea, evident, din ce trăiesc și avem și răspunsul de unde aceste cifre alarmante pe zona infracționalității, a furturilor și așa mai departe. Așa cum știți, am dispus măsuri rapide. Măsuri care au condus la finalizarea fără incidente a protestului de la Volentin Vale, încă din seara zilei de miercuri. Am încredere în noua echipă de conducere de la Inspectoratul de Poliție al județului Giurgiu, căruia i-am cerut să își facă propria evaluare și să propună un plan de acțiune, evident venind cu o prioritizare a acțiunilor pe care ei le vor propune. De asemenea, cele două echipe de la nivelul Poliției Române, respectiv Jandarmeriei Române, continuă inventarierea tuturor problemelor de la nivelul orașului Volentin Vale și la finalul acestui proces au obligația să vină să prezinte și să propună un plan de măsuri. Așa cum știți, în 2021 am demarat un amplu proces de reformă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Voi continua să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru profesionalizarea, pentru responsabilizarea și pentru modernizarea tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Am dispus șefului Poliției Române să realizeze de urgență o evaluare managerială la nivelul fiecărui inspectorat județean de poliție, care să vizeze identificarea tuturor problemelor care pot conduce la situații similare celei de la Giurgiu. În final, vă spun foarte clar, voi continua să dispun măsuri care să ducă la o curățenie în propria noastră ogradă. Așa cum știți, pădure fără uscături nu există. Dar, indiferent despre cine ar fi vorba, ce funcție, ce grad are, aceste măsuri pe componenta de integritate, de profesionalism, vor fi luate și în anul 2022. Cele două subiecte au fost permanent în atenția mea și nu numai, pentru că o să discutăm în această conferință de presă și despre alte acțiuni ale structurilor noastre, de la sfârșitul acestei săptămâni. Faptul că am ales să nu ies public și să comunic pe aceste subiecte reprezintă încercarea de a responsabiliza
mai mult actul de comandă. Cei care gestionează direct structurile Ministerului Afacerilor Interne, fiind cei care trebuie să își asume acest rol. În România trebuie să învățăm să ne asumăm responsabilități la toate eșaloanele puterii. Acesta este și motivul pentru care am comunicat prin directorul Poliției Capitalei, șeful Poliției Capitalei săptămâna trecută. Acesta este și motivul pentru care astăzi alături de mine sunt secretarul de stat, responsabil coordonarea structurilor de ordine publică, șeful Poliției Române și șeful Poliției Capitale. Aștept întrebările dumneavoastră pentru mine și pentru colegii mei. Vă rog. Un accident în care un copil este omorât pe trecerea de pietoni este o tragedie. Pentru mine, imaginea și mai ales comentariile cum că polițistul ar fi verificat cu piciorul dacă fata trăiește au fost la fel de șocante ca și accidentul în sine. Pentru mintea unui om normal, o astfel de imagine nu poate fi concepută, nu poate fi înțeleasă. Și evident că am verificat dacă acest lucru s-a întâmplat. Acum, procurorul are acest dosar în administrare și ceea ce spuneți dumneavoastră este parte în dosar. Sunt martori audiați care spun dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat așa. Am văzut în spațiu public aseară o înregistrare care ar fi de la STS pe 112, din care rezulta că polițistul s-a coordonat cu dispecerii la un moment dat, spunându-i să mute, să așeze corpul copilului pe partea stângă pentru a nu ajutându-l să-i dea primul ajutor, și respectiva imagine, am văzut aceste comentarii, dar nu am dovada că așa s-a întâmplat, sunt convins că procurorul o va avea în final, ar arăta că fetița se afla poziționată pe partea stângă atunci când au venit salvatorii, în mai puțin de 8 minute de la apel, ca să lămurim și acest aspect, și polițistul ar fi fost cel care a întors victima pe partea stângă. Nu știu și nu am informații din dosar cu privire la ceea ce spuneți dumneavoastră, doar pot să comentez ceea ce s-a afirmat în spațiu public, dar eu mă feresc. Declarații și explicații ale Ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode cu privire la cele două evenimente importante în care au fost implicați polițiști. Evident, accidentul din sectorul 1 al Capitalei, unde două fete au fost lovite de un agent de poliție pe trecerea de pietoni. Una dintre ele, o fată de 11 ani, a murit în urma impactului, cealaltă a fost transferată la spital pentru a fi tratate rănile. Spune Lucian Bode că polițistul respectiv era în misiuni polițienești pentru evidența populației, dar în momentul accidentului nu avea o misiune cu caracter de urgență și chiar dacă ar fi avut, asta nu scuză modul în care a acționat. Le spune Lucian Bode că polițiștii sunt obligați să circule cu prudență chiar și atunci când sunt în misiune, iar imaginea în care polițistul ar fi întors victima cu piciorul, spune ministrul, este una șocantă și de neconceput. Astfel că vor fi făcute mai multe evaluări la nivelul poliției în ceea ce privește procesul de recrutare din sursă externă. De asemenea, oferit explicații Lucian Bode și despre scandalul de la Bolintin, vor fi făcute verificări și evaluări de urgență la toate conducerile inspectoratelor județene de poliție. Luăm o scurtă pauză.